Cumpăra haine și încălțăminte dintr-o piață din orașul Odessa, Ucraina și le aducea prin contrabandă la noi în țară. Un bărbat a fost oprit în trafic de către echipele mobile ale VMI, iar la el în automobil vamii și au găsit marfă de peste 100.000 de lei. Totul a avut loc la intrarea în localitatea Zaim, raionul Căușeni. Potrivit vameșilor, bărbatul nu avea niciun act pentru hainele și încălțăminte pe care le transporta. Mai mult, unele articole aveau marcajele unor branduri renumite, ceea ce încalcă drepturile titularilor acestor branduri. Forțele de ordine au stabilit că suspectul ar fi a introdus marfa ilegal prin regiunea transnistriană, toată marfa a fost reținută, iar vameșii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele.